Aici, în stânga, la masă. Orice masă copioasă este stricată cu o ședință. Prințesa! Stai, mă, că suntem obosite după spectacolul din mașină. Prințesa! Da, măi, omule, și tu o pauză. Nu, că nu, n-avem timp. Nu, Maria, ai vorbit serios acum, da? Te rog frumos, da? Deci, mai glumă, treaba-i treaba. Păi și eu ce am zis? Doamne, dar ce plăcere nebună ai să dărâm ușile. Lasă, Dumnezeu, am crezut că se dărâmă circul. Ce să dărâm? Hai! Hai la... Ia, uitați-vă! Frumoză? Stai să-mi pauză! Bine! Bine! E bine așa, hai! Acum la ședință? Deci tu așa o să fii la spectacol? Yes! Mă duc acasă! Da, mergem amândouă, las că eu mi-au training-ul la nou. Mai, Marine, 10 minute doar pauză, frate! Cum a fost bine? Am vrut să facem o ședință înainte de spectacol, să facem desfășurătorul spectacolului. Cum vedeți voi acum totul de la A la Z. Așa, ora 19 fără 2 minute. Bun, deci am zis așa, la intrare vor fi roboții. Roboții, da? Roboți, da? După care, cum au pășit aici, domnișoara cu capul jos, Iuliana... No. Sony cu paharele. Păi nu Sony. Sony. No. Iuliana este Iuliana cu paharele și domnișoara... Iuliana stă la masa aia de la intrare, no, cu paharele. Da, e domnișoara agățată acolo. Stop. Și ea cu paharele. Până la domnișoara cu paharele, trebuie să ia cineva paharele să le spună bine ați venit. Bine. Cine? Iuliana, nu? Mă sipo. Iuliana, dar ați mai scris-o. Stai-mă, taci de-n gură. După ce s-au așezat toți, prezentare. Da. Care o faci tu. Nu, tu. Tu. Nu, tu. Tu. Tu, las că știu ce fac eu. Tu. 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 Nu, ascultă-mă pe mine. Tu. Bine ați venit, nu știu ce. Uite, pentru ce, cum. Tu spui ce faci. Este vorba de... O aducem pe ea. O aducem pe ea. Am și eu o idee. Dacă e proastă, e proastă. Da. Deci copilul ăsta a făcut 7 ani gimnastică astfel încât ea să poată să devină campioană. Și atunci eu propun, adică mi-ar plăcea ca să-i cânte măcar un strofă din imnul național ca și când ea ar fi campioană. Când o aducem. Exact. Adică din imnul României? Da, mă, prima strofă. Adică ea nu a reușit niciodată să ajungă. Dar pentru noi e campioană, exact, seara asta e campioană. Când o aducem. Exact, adică când o aducem. Pentru prima oară. Pentru ea. Pentru ea. Doar pentru ea. Nu e rău. Îi facem un lucru pe care ea nu a putut să-l trăiască niciodată. Emoția imnului, momentul solemn, fiecare 30 de secunde sau un minut. Să fie ea în centru, să fie, înțelegi? Trebuie să facem rost de imn. E pe... Și da? Toată lumea se ridică în picioare, exact, și se cântă imnul. Da. Și o aducem pe ea. Da. Nu e rău. Foarte tare. Pe urmă, după ce ea, o prezentăm pe ea, bine, intri tu, Marin. Ce să fac eu? Păi și să spui, vă rugăm să așa... Vă rugăm să mâncați și să vreți. Ce să fac eu? Cum vreți? Ce să mai fac eu? Primul număr, ce începem? Cu asta. Eu aș merge cu Maurițiu. Hai cu Maurițiu. Începe direct cu mine? Da. Și ce face? Păi nu știu, trebuie să te gândești, da. Nu vrei să bei o țuică? Maria cântă, o să vedem. Maria cântă când apare seniorita sau nu știu ce. Și el face jonglerii. 3. Ai scris, Maurițiu face jonglerii. Nu știu dacă mai e ceva, că în final să apar eu să dansez. Dansez eu, o aduc pe Maria, dansez cu ea și o dăm în hore. Și o dăm în nebunii. Fiecare și-a spus părerea, cum, ce fel. Adriana a notat, Sandy era acolo, a zis nu faceți probleme, eu mă duc, îl pun în calculator și vă duc la fiecare să aveți câte o foaie de hârtie ca să știți cum intrați. Acum, de îmbrăcat trebuie să ne îmbrăcăm toți ca la circ. Cu machiaje, cu astea, cum a zis voi, cu orice. Cu ce Dumnezeului ne îmbrăcăm? Pentru că noi n-am venit pregătite de acasă pentru așa ceva. Că știi că lui ăsta îi vine păchelie, păi el îl apucă și gata, nu interesează pe el că tu n-ai cu ce să te îmbraci. Ia, mergeți acum și vă pregătiți, vă pregătiți hainele, după care ne vedem acolo în sală să repetăm cu bandul. Bine? E foarte bine. Și dormim mâine seară. Dormim anul trecut, da. Da? Ați înțeles? Hai, treabă! A urmat momentul în care noi a trebuit să ne găsim niște haine. Cât de cât să fim de acolo, din film. Adică a început nebunia. Așa vii, Mirel? Da. Ce aș putea să fac? Tu de ce ai căzut pe gânduri așa? Nu știu, că-s proastă. N-ai cum. De ce? Adică ce? Pentru ce că iar nu mai înțeleg nimic. Nu știu cum să mă îmbrac. Nu știu cum să... Luciu a venit. Uite, dă, uite. Uitați-vă și voi ce face. Ea face prezentări de modă, de... picioare și autostrăzi. Are picioare ca autostrăzi. Aia, gata. Care, pe care nu le avem, că noi avem. Păi alea internaționale. Da. Niciuna dintre noi n-avea o costumație de circ. Iarna, Marine, cu ce te îmbraci? Uite cu ăsta la băiatul meu. Ia să văd cum stă.
Dacă tot a plecat băiatul meu, să fiu în seara asta. Că când m-a văzut așa, mi-a zis că sunt James Bond după o lună de vazlui. După o lună în vazlui? Adică cu sandale așa și... Bine, nebun, ai dreptate. Eram în papuci, eram în pantaloni scurți, m-am plecat, toți m-au luat la mișto. Eu vrei alta care ce? E de circ? Ia. Yeah. Că l-am găsit, avem o grămadă. Ia. Yeah. Ne-am dus la rulotă la Sandy și ea ne pregătise la fiecare câte ceva. Ia, yeah, stai să probezi eu asta, dacă tu vrei. Peste ale mele negre, n-am purtat eu culoare roz, cu roz aici pe piept, m-am îmbrăcat, mi-am pus ala și a zis, opa, uite ce bine vine. Stai, adevărat bine. Ok, bun. În seara asta zic așa o să fiu. Eu vreau unul din ăsta, o indiferent ce culoare la pantaloni verzi. Auzi ceva mai sexy? Uite ăsta cu verde. Eu mi-am luat o pelerină cu niște beculețe pe ea. Avea un buton, apăsai butonul și se aprindeau beculețele alea. Mi s-a părut super interesant. Mamă, ce frumos sunteți! Băi, vreau și o poză cu voi, hai! Așa, capul sus, capul Aline, sus. Aline, uite-te la noi! Hai, uite-te acolo, acolo, hai. Acolo. Perfect. Perfectamento. Să nu credeți că e așa de ușor de organizat un bal din asta. E foarte greu, pentru că timpul e foarte scurt. 4-5 zile să muncești peste tot, să-ți aduci tot ce trebuie și să faci un spectacol de această calitate. Nu, odată! Odată. Băi trandafir din Dorohoi, să ne iubim amândoi, mă! Chiar dacă e greu, eu zberbec, niciodată nu dau înapoi. Mi-am propus ceva, merg până la capăt. Vreau să-mi spui frumoasă zaraza, cine te-a iubit? Instrumentiști de excepție. La repetiții au făcut un program foarte frumos și ne-am dat seama că o să fie o seară reușită. I-a zis Marie, Maria, o să ne cânte oamenii ăștia o învârtită, o să dansez eu ceva din Transilvania pe picioare, te aduc lângă mine și, cum spun românii, calașură, jocul liber. Și fac eu cu te. Bine, o facem cu ei. Da, da, fac așa. Și o facem până mergesc. Când facem noi nebunii. Mă vârcam. Deci poți să spui despre Nea Marin orice. Că e impulsiv, că e berbec încăpățânat. Are un suflet extraordinar. Eu am cea mai mare satisfacție când pot să ajut oameni. Ce tare o să fim. Și eu la rândul meu am fost ajutat. Nu uit de unde am plecat, nu o să uit niciodată și când văd oameni care ajung într-un punct cheie, eu sunt primul care sar și ajut. Nimeni nu s-a îngropat cu vilele, cu mașinile, cu bijuterii, cu nimic material. Plecăm numai cu ce am adunat în sufletul ăsta și plecăm numai cu bucuria că am făcut oameni fericiți și că din multul puținul nostru am mai dat la cineva ceva. Ce frumos au ieșit, bravo, uite ce frumos le-am făcut. Desfă-le încet așa. Da. Cum arată astea toate bele? Când am văzut câtă mâncare a trimis Bogdan, a rămas, wow, platou lângă platou, nu avea loc. S-a întrecut Bogdan pe el câte ne-a trimis aici. Ferește, ferește! Păi stai că n-ai unde să mai fă loc aici ceva. Dar nu tu, ia. Este o seară foarte importantă, atât pentru noi, cât și pentru Andreea și vrem ca totul să iasă foarte bine. Noi tot ce facem, trebuie să facem așa, mai aici, așa, ca să vadă și aia și aia de acolo. Toți oamenii din Circul Beluci sunt foarte implicați, oameni care, la rândul lor, vor să dăruiască, vor să ajute. Adevărule, că ne-am chinuit foarte mult cu munca. Se pregătim cortul. A fost, sincer, pregătire așa de repede că nu am avut timp deloc. M-am uitat să mănânc. Le lăsăm jos că le așează ei aici. Du-te, 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 du-te. Să... Da, da. Și toți artiștii și aduc contribuția pentru așa ceva.